Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Ziua de miercuri e cu nebunie totală, este o zi cu sacrificii, o zi cu rezolvări, o zi în care reușim să închidem niște lucruri, dar bineînțeles că este o zi și cu mari surprize. Astăzi avem la grad exact trigonul dintre Soare și Pluto. Este un trigon pe semne de aer, ceea ce înseamnă că poate să facă așa ca lucrurile să se miște ușor pe repede înainte și cu siguranță acest trigon este cam în energia nebunului, da? Deci se pot lua hotărâri importante, poate să fie o zi în care avem discuții clarificatoare privind viitorul nostru, putem să avem negocieri sau, când spun negocieri, mă refer și la discuții din astea poate aparent banale cu oamenii din jurul nostru. Însă, tot așa, în ziua de miercuri, vedeți că există o foarte mare predispoziție spre a rezolva lucrurile. Acum, seara de miercuri vine cu foarte mari surprize la pachet. Conștientizări, adevărul care este la suprafață, poate e un moment în care suntem și mai norocoși din fire. Însă, tot ziua de miercuri vine și cu puterea, deci poate să fie o zi și cu provocări, dar o zi în care reușim să găsim soluții geniale, curajoase și poate să fie un moment în care spunem gata, eu ies din luptea asta, eu ies din ciudățenia asta, eu ies din toată provocarea asta, pentru că na, puterea vine și cu pasiune la pachet, dar vine și cu momente provocatoare, da? Și e un moment în care spune gata, eu nu mă mai lupt, renunț, mă duc în lumea mea, fac ce vreau eu, nu mă interesează de nimeni și de absolut nimic, dar poate să fie și o zi, bineînțeles, în care luptele în care suntem implicați, că e o luptă cu noi, că e o luptă pentru un proiect, că e o luptă pentru cineva, da? Posibil acolo să avem surprize, fie cineva renunță, fie noi deodată renunțăm, pe de altă parte se pot găsi soluții absolut geniale, da? Soluții ingenioase, poate să fie și un moment în care se dă la pace, însă în același timp există și o predispoziție spre a amplifica aceste lucruri. Totuși luna e prin Scorpion, da? Nu este o poziție bună pentru lună și poate să fie un moment în care suntem așa năpădiți de tot felul de gânduri, da? De tot felul de gânduri. Deci mare atenție în ziua de miercuri ce faceți. Bineînțeles, domnul Mercur tot prin Taur se află, deci poate să fie o zi și cu fapte, nu doar cu vorbe, sau poate să fie și o zi destul de dură, aș zice eu. Avem Motanul, deci de dimineață tot vine la filmări, pisica doarme, nu o să vină, că e ora ei de somn, dar Motanul nu știu ce are, de dimineață e aici prezent. A fost și pe Star Tarot la filmări, dacă n-ați văzut filmările de pe Star Tarot, celălalt canal, acolo e doar Tarot, e fără zodii. Vă invit să o faceți. A făcut un show la una dintre filmări, ceva de groază. Da. Bun, cam atât în mare parte. Sper că ați văzut previziunile pentru săptămâna asta, că urmează evenimente și mai multe în următoarea perioadă. Da? Sunt evenimente frumoase, sunt evenimente bune. Da? Avem și lună plină, joi. Da? Ziua de joi e tare, tare încărcată, nu e negativă, dar e încărcată, se întâmplă multe lucruri, se deblochează multe lucruri și spre final de săptămână avem evenimente mari, Jupiter trece în Gemeni, dar cumva deja intrăm în perioada aia de care tot vorbeam eu, da, 22, 25, 26 mai, e o perioadă în care aș vrea să fiți puțin mai atenți, da, în jurul vostru și o perioadă în care parcă reușim să ne eliberăm, parcă răsuflăm ușurați, mai renunțăm la ceva, mai închidem ceva, dar energiile astea deja se simt, da? Deci nu e că se întâmplă într-o anumită zi la o anumită oră, e o plajă mai largă de timp. Bun, cam atât în mare parte, vă invit să vedeți ce se întâmplă cu fiecare zodie, nu uitați să asculți și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și vă reamintesc cu drag de aplicația care îmi poartă numele, din clipă în clipă poate să apară acea actualizare, da, care vă ajută pe voi foarte mult, ne ajută pe noi toți, e un program, repet, pentru iubire de sine. Cred că este foarte important acest lucru, mai ales în acest an și mai ales în vremurile în care trăim. Lilith o să intre și ea prin zodia relațiilor, deci cu siguranță lucrurile se vor amplifica într-un sens mai puțin pozitiv pe partea relațională. De asta zic că e ok să fim bine noi cu noi ca să atragem lucruri pozitive, prieteni frumoși, colegi frumoși, un loc de muncă potrivit, persoana iubită potrivită, da? Că nu totul e doar despre dragoste în viața asta, da? Mai există și prieteni, mai există și muncă și viața noastră și sufletelul nostru. Da. Bun.
Cam atât în mare parte. Hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile și începem cu berbecul. Pentru berbec este un moment bun. În primul rând, berbecul are foarte mult curaj să-și facă niște planuri de viitor foarte faine. O veste importantă pe care o primești de la un bărbat în legătură cu o moștenire sau în legătură cu o sumă de bani. Berbecii poate reiau legătura cu un frate, cu un verișor, poate e vorba de un bărbat în mod special sau un vecin. O persoană din anturajul vostru. Berbecii în, mă rog, miercuri pe la amiază primesc o veste de prin trecut. Apare acolo o rezolvare. Poate are legătură cu un bărbat mai matur, poate are legătură cu o eliberare care apare pentru berbec, însă undeva, bineînțeles, miercuri spre seară, apar tot felul de surprize în plan financiar, dar și surprize care țin de viitorul tău. Da? În general, berbecul are curajul să spună lucrurilor pe nume, berbecul are curajul să viseze mare spre viitor și uite, e un moment bun să cunoști pe cineva, e un moment bun să te apuci să studiezi ceva ce te pasionează, să spun că ai o pasiune și uite, acum e un moment bun să te apuci să faci un curs. Tot vă ziceam eu că e, totuși luna încă este în creștere, deci încă nu e lună plină și dacă vreți, dacă e să mă întrebați pe mine și e pe probate chestia asta, dar nu o zic din cărți, ceva care începe pe lună în creștere, dar e aproape cumva de lună plină, ei, aia chiar ține mai mult, da? Și e așa într-o energie mult mai puternică pornește. Deci cam așa și pentru berbec. Vedeți ce vreți să faceți. Nu știu, unii parcă vorbiți mult, aveți o ședință, aveți o adunare acolo de oameni, vă manifestați, iar alți berbeci cu siguranță aveți curajul să aveți o discuție clarificatoare cu partenerul privind viitorul vostru, privind o călătorie, privind niște bani. Iar berbecii singuri, repet, deschideți ochii foarte mari că este o perioadă bună pe așa ceva. Hai să vedem ce spune și tarotul pentru berbec. Am luat un tarot foarte drag mie, nu l-am mai folosit de mult timp, nu știu dacă îl mai țineți minte, eu așa am simțit. Mi-am adus aminte de el și... Asul de spade, patru de spade. Berbecul află o veste care îi oferă liniște, pace, relaxare, o zi în care afli un adevăr, dar este și o zi în care începi să vezi lucrurile mai clar. Apoi avem aici regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Berbecul poate să primească o veste legată de zona sănătății. Nu e neapărat nevoie să fie vorba despre tine, poate să fie despre cineva din jurul tău. Da? 8 de spade, regina de spade, foarte interesant. Este un blocaj aici care apare, dar pentru unii văd că este și un moment în care parcă vă stresați așa legați de atitudinea mai dură a unei persoane din jurul vostru. Mai văd și o legătură, bineînțeles, cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Da? 9 de cupe, bucurie. Berbecul ia o hotărâre importantă. Este o ieșire din blocaj, da? Ieșirea asta din blocaj ține și de a tăia lucrurile de la rădăcină sau ține de a vedea totul mult mai clar. Da? O discuție cu o prietenă sau cu o femeie te-ar putea pune pe gânduri, dar în același timp te ajută să-ți clarifici anumite lucruri. Zodia Taur. Pentru Taur este o zi tare bună. În primul rând, pe la amiază, Taurul primește o veste bună de la un prieten sau o veste bună privind viitorul unei relații. Poate cunoști pe cineva, poate este un prieten care te susține, care ți este alături, dar bineînțeles că unii Tauri reușiți să cădeți de acord cu cineva anume privind un plan. Da? Poate are legătură cu un drum lung, poate are legătură cu un examen, însă undeva miercuri spre seară, Taurul va reacționa într-un mod extraordinar de ciudat, dar dacă e să discutăm de relațiile cu ceilalți și Taurul oricum are o perioadă în care primește avansare, primește vești bune, poate este o perioadă în care primești bani, te simți apreciat, însă eu cred, repet, că sunt lucruri care se întâmplă la nivel mare și care nu țin neapărat de tine. Ți-am mai zis, se schimbă o lege, șeful se trezește de dimineață și are o idee, îți spune, tu ești încântat. Taurul ar trebui să profite în perioada aceasta de o avansare. Deci dacă vrei o avansare, păi mergi și vorbești, da? Nu trebuie să stai să taci. Vrei un alt loc de muncă, mergi și caută, depune un CV, dă un telefon, adică nu stai și aștepta, că e păcat, adică chiar ești bine susținut pe așa ceva.
De asemenea, taurul se poate simți foarte apreciat de către șeful sau de către o persoană cu autoritate. Unii tauri ieșiți în evidență, sunteți bine susținuți, se întâmplă mici mari minuni în viața voastră și asta este absolut fantastic. Și tot pentru taur, este o perioadă de afirmare și mai mult decât atât, uite, este o perioadă bună să-ți învingi o teamă. Este o perioadă bună să-ți învingi o teamă. Unii, cine știe, rămâneți surprinși de reacția partenerului sau poate să fie vorba și despre o decizie acolo legată de un părinte. Ce faceți, dragi tauri? 3 de bâte, 7 de spade. E o negociere aici pe care o aveți, e un drum scurt pe care cineva îl face către tine, dar poate să fie și un moment în care te gândești serios să îți urmărești puțin și propriul interes. E ca și cum taurul își ține acolo o armă la spate. Apoi avem 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, dar este și o zi în care taurul poate întâlni oameni frumoși, poți să ai discuții de la suflet la suflet care îți pot fi de foarte mare ajutor. Iar ultima carte, justiția, o legătură cu zodia balanță, dar și o decizie importantă care se ia. E o decizie care ține de un bărbat, e o decizie care ține de o instituție. Are legătură poate chiar și cu o pedeapsă pe care cineva și-o asumă. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, cum să vă zic, e o perioadă în care nimeni nu-i ca voi. În primul rând, miercuri pe la amiază, Gemenii primesc un răspuns pozitiv de la un șef sau poate primiți un răspuns pozitiv privind un proiect important, vă afirmați la muncă, sunteți bine susținuți, poate unii Gemeni, cine știe, mai reușiți să vă organizați așa lucrurile, dar undeva miercuri seara Gemenii ar trebui să fie puțin atenți pe sănătate, dar tot miercuri seara apare o surpriză interesantă, este o surpriză care vine din străinătate, poate este și o surpriză care ține de un adevăr. E un moment așa tare, tare ciudat pentru Gemeni, parcă trecutul ăsta bate la ușă, trecutul îndepărtat, bineînțeles, și mai mult decât atât, Gemenii ar trebui să se odihnească mai mult miercuri seara. De asemenea, tot în preajma zilei de miercuri, Gemenii pot avea idei absolut geniale, dar poate să fie și un moment în care reușești să-ți schimbi perspectiva pe care o ai tu. Adică ideile, da, pe care le ai despre muncă, despre sănătate, despre viață. Gemenii au o foarte mare încredere în forțele proprii și vedeți că este o perioadă în care puteți să vă afirmați, puteți să spuneți lucrurilor pe nume, străluciți de-a dreptul, aveți o încredere absolut fantastică în gândurile voastre, în ceea ce sunteți voi. Da? V-am mai zis eu că săptămâna asta e cu ultima suflare, e ultima eliberare, e ultimul lucru care... zic eu că apare, da? Și apar rezolvări. Poate e un apel telefonic pe care îl inițiezi sau e o discuție acolo pe care o ai cu o persoană și care îți poate deschide mintea într-un mod frumos. Da? Poate afli și niște secrete. Știu eu că da, lui Uranus nu-i plac secretele, dar imediat le dă afară. 4 de bâte, 6 de monede. Ia uite aici, o bucurie legată de o sumă mai mică de bani. Unii Gemeni poate vă faceți un cadou astăzi sau vă răsfățați. E ca o zi de sărbătoare pentru unii dintre voi. Spânzuratul, o legătură cu zodia Pești, dar este și o zi în care Gemenii trebuie să fie puțin mai atenți pe sănătate. Vedeți că indiferent ce blocaje apar, v-am zis, nu insistați. Săptămâna asta măcar mai sunteți protejați de Jupiter acolo, deci nu insistați. Vi se cere clar să aveți o altă perspectivă asupra vieții și în special dacă discutăm de fricile voastre, de dependențele voastre. O legătură cu zodia Capricorn. Unii Gemeni o să aveți tendința să vă sacrificați foarte mult în ziua de miercuri. Nu că n-ar fi indicat, dar odihna e sfântă în perioada asta pentru voi. Da? Începeți să vedeți lucrurile diferit, parcă începeți să vedeți și o altă față a unei persoane din jurul vostru, dar unii Gemeni parcă vă dați seama, nu știu, că e cazul să mai faceți lucruri și pentru sufletelul vostru și să vă puneți așa în prim plan. Zodia Rac. Pentru Rac este o zi tare interesantă, undeva pe la amiază apare o veste bună de la un profesor, un mentor, îți iese ceva. Poate relația cu un copil e bună, unii raci reușiți să negociați ceva sau reușiți să găsiți o soluție la o problemă în care sunteți și tot pentru rac.
Undeva miercuri seara apare o surpriză destul de mare legată de un prieten sau, nu știu, aveai tu un plan acolo în minte și deodată se dă peste cap. Este o perioadă pentru racă bună în care, cum să zic eu, indiferent ce afli, indiferent ce se întâmplă, trebuie să renunți, să accepti sfârșitul, să accepti eliberarea. Racul poate avea și niște cheltuieli în perioada asta, poate legate de sănătate sau legate de starea de confort, legate de starea de bine. Deci poate să fie și o astfel de perioadă pentru rac. Hai să vedem. Nouă de monede, patru de spade. Aici racul e tare concentrat pe bani, nu știu, te gândești așa foarte mult la planul financiar, te gândești foarte mult la împlinirea ta, la sufletul tău. Oricum este o perioadă în care racul simte nevoia de izolare, simte nevoia de retragere. Șapte de spade. Da, unii puteți să aflați și de un inamic. Sau poate să fie o zi în care racul mai află niște secrete, dar și o zi în care preferi așa să dai și tu un pas în spate, să te relaxezi. Șapte de cupe, visezi cu ochii frumoși, visezi cu ochii deschiși în această zi de miercuri. Uite, este un moment în care parcă nu ești cu picioarele pe aici pe pământ printre noi. Poate să fie și o zi în care racul își face multe planuri sau are multe opțiuni și nu știe ce să facă. Încearcă să vezi lucrurile real, da? Iar alegerile pe care le faci în ziua de miercuri, din ce văd aici, ar fi bine să fie bazate pe etică, pe morală, pe principii, poate chiar să ceri un sfat unei persoane avizate pe domeniul respectiv, da? Zodia Leu. Pentru Leu, undeva miercuri pe la amiază apare o veste legată de o investiție pentru casă. Leul poate chiar reia legătura cu un fost coleg de la muncă, poate unii vă apucați și mai reparați ceva acolo sau aveți de dat niște bani în interes personal. Undeva miercuri spre seară, leul rămâne foarte surprins de reacția partenerului sau de reacția unui părinte. Poate să fie și o seară de miercuri în care leul trebuie să fie puțin atent și pe relația cu autoritățile, da? Și în general este o perioadă foarte bună pentru leu în care, uite, acum ai curajul să-ți faci planuri de viitor cu sau fără o persoană, uite, acum ai curajul să abordezi pe cineva, acum ai curajul să-ți clarifici o anumită problemă legată de un parteneriat, legată de o relație de cuplu în care ești implicat și bineînțeles că, uite, leul acum poate avea curajul fie să se separe de cineva, fie acum ai curajul să te bagi într-o relație. Cumva e ca o resetare acolo în care leul este pus și eu zic că e un moment foarte bun pentru tine în care te simți invincibil, ești foarte bine susținut, ai curajul să faci lucruri mari, da? Hai să vedem, dragii lei, ce faceți voi. Vești bune care apar pe internet, nu știu, sau leul de asemenea poate avea foarte multă popularitate în perioada asta, adică indiferent unde te duci, unde e un grup mare de oameni, acolo și tu. Mulți lei poate postați mai mult pe site-uri de socializare în perioada aceasta, e posibil și acest lucru. 7 de bâte, 3 de bâte, interesant, deci este o zi cu foarte mult curaj pentru leu, o zi în care reușești să mai depășești un anumit obstacol, dar este și o zi în care leii primesc vești bune. 6 de bâte, uite, vine cu o victorie, o bucurie, ceva îți face ziua mai bună, iar ultima carte pentru leu este 3 de cupe, e și cu petrecere, e o mică petrecere aici, o mică celebrare, ceva frumos se întâmplă, da? Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, leul află despre un sfârșit, despre o eliberare. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară e o zi de miercuri în care, la fel, rezolvați multe lucruri. Miercuri pe la amiază apare o veste bună de la o persoană importantă. E un profesor, un mentor, este o persoană matură, înțeleaptă, cineva care vă poate ajuta și mai ales care vă poate da niște lecții de viață în legătură cu relațiile voastre. Asta indiferent de vârsta pe care o aveți. Fecioara reușește să facă o înțelegere bună, stabilă, poate face un drum pe la amiază și rezolvi ceva, însă undeva miercuri seara
Fecioara rămâne foarte surprinsă de o veste care apare sau de ceva ce se întâmplă legat de sănătate, legat de internet, legat de zona străinătății, poate visezi ceva, conștientizezi ceva și oricum ar fi, fecioara este extraordinar de bine susținută pe a face niște schimbări. Deci e ca și cum te-ai dus, ți-ai depus CV-ul și primești și răspunsul. Tot fecioara este într-o perioadă în care are oameni frumoși, care o poate susține. Acum, dacă e vorba de sănătate, vezi că întâlnești oamenii potriviți, deci e ok tot înainte. Dacă e vorba de muncă, la fel, ai ocazia să avansezi, ai ocazia să fii apreciat, ai ocazia să-ți iasă toate lucrurile pe care tu ți le-ai propus. Și cei care nu lucrați, aveți treburi de rutină zilnică, da? Prin casă, cu rudele, cu familia, fiecare cu ce poate. Ei, acolo vă ies lucrurile, la fel. Deci e de bine pentru fecioară. E de bine pentru fecioară. Uite, este o perioadă în care poți să-ți rezolvi o problemă de sănătate. Bine, acum trebuie să mergi să și cauți soluția, că dacă stai să aștepți, nu se întâmplă. Da? Sau știu eu, doar te simți mai bine și atât. Deci o perioadă foarte, foarte bună în care, repet, indiferent ce ai de făcut, lucrurile îți ies. Fecioara își poate învinge o teamă. Fecioara poate avea acum curajul să acționeze diferit. Împăratul 4 de spade, o legătură cu zodia Berbec, dar este și o zi în care fecioara se simte relaxată, liniștită, poate este o decizie importantă pe care ai luat-o sau pe care urmează să o iei. E ca un moment de odihnă, de relaxare. 7 de cupe. 7 de cupe spune despre o perioadă în care fecioara își face multe planuri sau poate ai multe opțiuni. E o zi în care, nu știu, parcă visezi așa cu ochii deschiși și cu siguranță planetele astea vor să te aducă puțin cu picioarele pe pământ. Pe de altă parte, e o bucurie mare pentru fecioară, doar că e bine să nu-ți faci multe griji pentru nimic. Pentru că, da, unele lucruri sunt reale de aici, dar unele n-au nicio legătură. Eremitul, cartea ta, deci fecioara învață ceva important în ziua de miercuri, este mai înțeleaptă, te liniștești, te relaxezi, intri în energia ta și poate să fie și o zi în care înveți să nu te pierzi în detalii, asta e foarte important pentru fecioară. E posibil, nu știu, ca la un moment dat să vă fi îngrijorat foarte mult pentru nimic. Da? Și acum să vă arate universul că, băi, uite, te-ai îngrijorat degeaba, că lucrurile sunt bune. Da? Lucrurile sunt bune. E ceva legat de un drum, de sănătate, e ceva legat de o schimbare pe care trebuie să o faceți. Zodia Balanță. Pentru Balanță este o zi tare interesantă. În primul rând, miercuri pe la amiază, Balanța e preocupată de anumite lucruri. Poate e vorba de o relație cu un coleg de la muncă, poate e vorba de un copil, poate e vorba de sănătatea ta. Ideea este că ți ies lucrurile. Pe de altă parte, undeva miercuri spre seară, Balanța e tare surprinsă de reacția persoanei iubite, reacția unui copil, e ceva acolo brusc, da, care se întâmplă, însă Balanța oricum este într-o perioadă de schimbări destul de mari. Uite, apare o soluție la problemele legate de iubire, legate de copii, legate de afaceri, legate de starea ta de bine și soluția asta, să știți că pentru voi, vine prin a vedea imaginea de ansamblu a unei situații, vine prin zona legală, vine printr-un sfat înțelept de la un prieten sau printr-un drum lung. Tot pentru Balanță este și o perioadă în care vi se cere să comunicați mai mult, da? Și de asemenea este și o perioadă în care puteți să cunoașteți pe cineva sau vă puteți clarifica povestea de iubire în care sunteți deja. Însă printr-o discuție sinceră, aș spune eu, doar că, nu știu, parcă lucrurile așa se mișcă rapid pentru Balanță. Așa, deodată se rezolvă ceva, deodată se întâmplă minunea, cum s-ar spune. Și luna plină care va fi joi, bineînțeles că îi impactează și această zonă, dar își merge pe ideea că Balanța are parte de dezvăluiri care mai de care mai ciudate în preajma zilei de miercuri. Îndrăgostiții justiția, o legătură cu zodia Gemeni, deci este o zi în care Balanța e pusă pe fapte mari, o zi în care ai chef de dragoste, ia uite, e o zi în care te îndrăgostești, o zi în care ai curajul să spui lucrurilor pe nume, unii poate vă hotărâți să faceți lucruri care vă plac. 8 de monede, deci ești prins pe muncă, unii primiți o veste bună legată de muncă, poate e vorba de un proiect care vouă vă place foarte mult, da?
Unii nu știu, vă apucă și dragostea pe la muncă. Eu nu m-aș băga cu Saturn acolo, dar eu nu mă bag. Fiecare cum consideră. Adică vă știți regulile, na? Dacă se poate, se poate. Dar de regulă asta nu fac casă bună împreună. 5 de spade. E cineva aici care e într-un compromis, dar și o persoană care își cam urmărește propriul interes. Balanța e cam stresată aici în legătură cu o veste care apare. Sau parcă n-ai mai vorbit cu cineva de mult timp și parcă ți-e teamă să cauți persoana aia sau parcă ți-e teamă să deschizi discuția respectivă. Dragi balanțe, luați și vă învingeți teama tot înainte, pentru că eu văd aici că sunteți norocoși. Da? Norocoși. Și tot balanța ar trebui să se odihnească mai mult. Da? Zodia Scorpion. Pentru Scorpion este o zi tare bună. În primul rând, miercuri pe la amiază, Scorpionul primește o veste bună din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Reușești să rezolvi ceva important privind o afacere sau o colaborare. Undeva miercuri spre seară, Scorpionul are parte de surprize destul de mari din partea partenerului de viață sau din partea unei persoane dragi-ție, poate e cineva de prin trecutul tău, se mai află un adevăr, se mai întâmplă lucruri. Și de ce zic asta? Pentru că Scorpionul trece printr-o perioadă în care fie ai niște cheltuieli acolo, în casă, fie pentru alți scorpioni, vedeți că este vorba despre un bărbat important din viața voastră. Nu știu, că e tatăl, că e partenerul de viață, e cineva acolo care vă poate solicita ajutorul și de ce nu, care vă poate surprinde prin niște schimbări pe care le face. Alți scorpioni din contra, voi sunteți cei care inițiați povestea, da? Și vă apucați și ajutați persoana respectivă. Eu cred că este și o perioadă bună pentru Scorpion de curățenie generală, mai ales dacă discutăm de persoanele care au influență asupra ta, persoane cu autoritate, șefi, persoane de la nivel înalt, poate să fie și asta. Doi de bâte, șapte de monede. Scorpionul se află într-o așteptare de mult timp. Este o așteptare legată de bani, legată de ceva material, ceva practic. Da? Aștepți ceva, aștepți cu nerăbdare. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, uite, poate e ceva legat de o relație, poate e ceva legat de o persoană cu autoritate asupra ta, poate este vorba despre un părinte, e ca și cum Scorpionul așteaptă ca persoana iubită să se întoarcă din trecut, așteaptă un răspuns legat de niște acte, așteaptă un răspuns legat de o moștenire, poate pentru alți scorpioni. Iar ultima carte, roata destinului, deci se pare că destinul ajută Scorpionul să mai taie din așteptarea aceasta, este vorba despre un noroc pe care îl ai în această zi, care vine la pachet cu o împăcare, cu liniște, dar care vine și cu un fel de suferință legată de un drum, legată de o mașină. Da, Scorpionul poate rămâne foarte surprins de niște vești pe care le află, în special despre partener. Da, și care, atenție, că pot schimba puțin planurile de viitor. Acum, vezi că este și o zi în care intuiția e la ea acasă, da? Așa că poate ar fi bine să... să o asculți, dar poate ar fi bine să încerci să nu controlezi nimic, pentru că, na, crede-mă, cu Uranus acolo n-ai cum să controlezi de nicio culoare relațiile, deci nu există, cel puțin în preajma zilei de miercuri. Zodia Săgetător, pentru tine în continuare e o zi de odihnă, de liniște și tot Săgetătorul, miercuri pe la amiază, fie simți nevoia să mai tragi un pui de somn, fie mai apar niște lucruri pe care le-ai de rezolvat de prin trecut, unii meditați, sunteți liniștiți, vești care apar și miercuri undeva seara, Săgetătorul primește niște vești trăsnet de la muncă sau poate știu eu, miercuri seara ar trebui să fii puțin atent și pe sănătate. Unii e posibil să rămâneți foarte surprinși de declarațiile unei persoane sau de felul unei persoane de a acționa, da? Poate e vorba de un drum, de o mașină, e vorba de un vecin, de o declarație, însă în general Săgetătorul trece printr-o perioadă foarte bună în care poate să cunoască pe cineva, este o perioadă bună în care dai de oameni frumoși, oameni faini, oameni cunoscuți, oameni care te pot ajuta. Tot Săgetătorul în perioada aceasta poate să învețe niște lucruri importante privind actele, privind o pasiune pe care o ai și eu spun că e un moment bun să negociezi, e un moment bun să pui de niște drumuri, e un moment bun să îți faci niște planuri cu cineva.
Și bineînțeles, săgetătorii singuri. Păi, dragilor, deschideți ochii mari, adică tot înainte, că e o perioadă bună. Da, posibil ca săgetătorul în perioada asta să mai afle niște lucruri, să mai conștientizeze niște chestii legate de partener, legate de oamenii din jur, legate de clienți, de prieteni, toată zona asta, da, toată zona asta. Așa cum am mai zis, o perioadă în care săgetătorul trebuie să mai lase prietenii deoparte și să se distreze, da, atât timp cât tu mergi pe distracție, prietenii aia vin de la sine, da, atât timp cât te duci după prieteni, n-ai distracție, da, e invers ca la gemeni, da? Ce să facem? Deci cam așa și la tine. Eu zic că e un moment bun pentru săgetător. Da? E un moment bun. Nebunul pentru tine și 6 de monede. Este o surpriză pe care o ai legată de un cadou, legată de o sumă de bani. Unii poate vă gândiți să vă cumpărați ceva în ziua de miercuri sau poate chiar aveți o surpriză plăcută privind o apreciere pe care o primiți. Apoi avem cavalerul de cupe. Opa, e cu dragoste. Deci cineva face o invitație săgetătorului sau poate tu ești persoana care adresezi o invitație cuiva. O zi în care ai parte și de surprize legate și de dragoste, legate și de viața privată. Pentru că, uite, avem și regele de monede. Stai că e serioasă treaba. Regele de monede e serios. Adică ăsta e om de casă, e om de cuvânt, regele de monede, în general. Da? O legătură văd aici pentru unii cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și o legătură tare puternică văd eu aici cu planul material sau o legătură puternică văd iarăși cu zona rurală. Unii parcă intrați în contact cu o persoană la cravată, la costum, cineva care e stabil financiar. Poate să fie și o persoană mai tradiționalistă, așa din fire, mai bătută în cap, dar e o persoană bună, da? Nu e o persoană rea. Da, unii poate aflați de o problemă de sănătate a cuiva sau aflați despre o veste care vă pune pe gânduri. Zodia Capricorn. Pentru tine, miercuri undeva pe la amiază, e nevoie acolo să ții un discurs, într-o ședință, într-un grup de oameni. E nevoie să iei cuvântul. Unii Capricorn, nu știu, vă apucă înțelepciunea și vă apucați. Postați un mesaj pe un site de socializare, sunteți creativi. Alții poate vă faceți planuri de viitor. Alții Capricorn mai primiți un telefon de la un prieten, de la cineva și trebuie să o faceți pe profesorul, pe mentorul. Trebuie să ajutați omul, să-l ghidați. Asta e viața. Însă miercuri undeva spre seară, Capricornul rămâne tare surprins de o veste legată de un copil și de o sumă de bani sau o veste legată de o colaborare. Poate e vorba și de dragoste, da? Apare dragostea pe unde te aștepți mai puțin. Este o perioadă foarte bună pentru Capricorn în care ai ocazia să găsești activitățile care îți fac plăcere, ai ocazia să-ți găsești o soluție la o problemă de sănătate. Bine, vezi că soluția asta vine și cu a da bani sau vine cu a schimba puțin fie regimul alimentar, fie a schimba puțin valorile tale, că vezi că știi, lucrurile astea sunt interconectate, una fără alta nu se poate, că suntem și trup și suflet, altfel na, ce să facem, tratăm trupul și sufletul, pauză, da? Sau tratăm sufletul, dar corpul nu, deci nu merge, una fără cealaltă nu merge, din punctul meu de vedere. O perioadă foarte bună în care, uite, te simți apreciat, începi să-ți dai seama ce-ți place, ce nu-ți place, Capricornul e gata să facă totul pentru pasiunea asta. Și simt eu aici să-ți transmit ceva, e ca și cum de foarte mult timp căutai acel ceva care să-ți dea curaj, căutai acea persoană, căutai cursul, îți căutai pasiunea, îți căutai împlinirea și uite acum așa din senin, universul așează lucrurile. Hai să vedem. Prințesa de monede, valetul de monede sau 5 de spade. Cineva aici și cam urmărește interesul din punct de vedere financiar, dar este și un moment în care Capricornul conștientizează un anumit compromis în care se află. 7 de cupe spune despre un moment în care îți faci foarte multe planuri, îți faci foarte multe iluzii. Tot 7 de cupe, să știi că poate să vină pentru tine și cu niște vești destul de interesante. E ca și cum Capricornul începe să vadă cam ce e real și ce nu. Ultima carte, Temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar și un echilibru la care ajungi. Gen, reușești în această zi de miercuri să te vindeci sau poate primești o veste legată de o împăcare, cineva care vrea împăcare, cineva care vrea liniște.
Zodia Vărsător. Pentru tine este o zi tare interesantă. În primul rând, Vărsătorul are în continuare niște responsabilități. Miercuri pe la amiază te simți tu mai apreciat de către oamenii din jur sau începi să-ți dai seama cam care ți este valoarea. Miercuri seara, Vărsătorul poate fi destul de instabil din punct de vedere emoțional, mai ales dacă discutăm de responsabilitatea de părinte pe care o ai sau dacă e să discutăm de responsabilitatea pe care o ai, nu știu, în general, pe la muncă sau în viața ta. Deci acolo e puțină instabilitate. Dar, în general, Vărsătorul trece printr-o perioadă absolut fantastică, fie în relația cu un copil, în relația cu partenerul. Vedeți voi, e un moment în care vi se cere să luați atitudine și probabil unii Vărsători și faceți asta. Da? Vă învingeți o teamă. Dacă până acum nu aveați curajul să dați mesaj, acum dați mesaj. Dacă până acum nu aveați curajul să spuneți te iubesc, acum aveți curajul să spuneți te iubesc. Alți Vărsători, nu știu, sunteți într-o perioadă așa în care aveți multă creativitate și, repet, Vărsătorii singuri, păi dragilor, începând cu perioada asta, un an de zile, deci dacă nu căutați, na, Jupiter nu mai trece pe acolo decât peste vreo 12 ani, deci se dă startul unei perioade de căutări pentru Vărsător, parcă ești și cauți liniștea, pacea, pe fericirea dintr-o relație, dintr-o colaborare. În general, da, Vărsătorul e foarte pus pe distracție în perioada asta, deci nu știu cât de mult stă ție capul la muncă. Da, hai să vedem Vărsătorul. Regele de cupe, 6 de monede, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Vărsătorul primește o veste favorabilă legată de zona medicală, dar este și o zi în care ești foarte ușor de impresionat. Unii parcă apreciați mai mult gesturile astea simbolice decât cele concrete, palpabile. Cavalerul de cupe, cineva se pare că îți face o invitație undeva anume, poate e o discuție pe care o ai pe un site de socializare sau unii Vărsători poate fizic abordați pe cineva. Iar ultima carte, Împăratul, o legătură cu zodia Berbec, dar și o hotărâre importantă pe care o iei. Este o zi în care Vărsătorul e foarte sigur pe el, știe foarte bine ce își dorește, dar este și o zi favorabilă în relația de cuplu sau o zi favorabilă în relația cu un copil sau în relația cu oamenii din jur. Energia aceasta masculină este foarte puternică aici, deci Vărsătorul intră în contact cu mulți bărbați sau cu persoane care sunt mai masculine, adică poți să intri în contact și cu femei, doar că femeile astea au o energie masculină mai puternică. Fie meseria lor e masculină, fie ele ca și femei sunt mai dure, sunt mai sigure pe ele. Da? Zodia Pești. Peștii, miercuri pe la amiază, au parte de niște conștientizări tare interesante. În primul rând, miercuri pe la amiază primești niște vești bune, poate sunt vești din străinătate, poate unii pești începe să vă dați seama cam încotro vă puteți îndrepta, iar bineînțeles miercuri seara peștii au parte de o surpriză legată de un partener, o surpriză legată de un vecin, poate este o surpriză într-o conversație pe care o aveți și de asemenea tot pentru pești. Este o perioadă tare bună în care rămâneți foarte surprinși de o decizie a unui bărbat din viața voastră. Poate să fie ceva din trecut care acum se finalizează, unii pești poate aveți acolo nu știu, o perioadă în care lucrați la ceva, fie în casă, fie este vorba despre o problemă de sănătate a unui bărbat, în special din casă. Vedeți că e ceva vechi, vedeți că e ceva ciudat. Unii pești, cine știe, acum reușiți să vă învingeți o teamă, teama de a sta cu un bărbat în casă, teama de a vă apropia mai mult de partener, teama de a accepta pe cineva în viața voastră. Însă este și o perioadă în care peștii ar trebui să nu insiste pe nimic și să se odihnească mai mult. Da? Este bineînțeles și o etapă pentru pești în care e ca și cum primiți niște vești surprinzătoare în perioada asta privind niște probleme legale pe care cineva le are în jurul vostru. Poate e vorba de un șef, poate e vorba de o persoană importantă, poate e vorba de o rudă, cineva din viața voastră. De ce faceți aici, dragi pești? Regele de monede, 10 de spade, în sfârșit. Finalizezi un proiect, nu știu. Regele de monede zice despre o legătură cu o zodie de pământ,
Taur, Fecioară, Capricorn, dar este vorba și despre o persoană care e foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Adică e o persoană încăpățânată, cineva care are niște principii dintre astea foarte învechite. Nu rele, dar sunt vechi. E un sfârșit legat și de zona rurală sau e ceva legat de zona aceasta materială, de zona banilor? Apoi avem Prințesa de Monede, da? O persoană mai tânără care te poate ajuta, însă peștii încep mult mai mult să studieze o anumită problemă, o zi în care poți să primești răspunsuri pozitive privind o sumă de bani, iar ultima carte, 2 de bâte, o așteptare mare în care ești pus, dar și un moment în care ai de luat o decizie importantă între minte și inimă, dar tot peștii parcă... Știu, primiți o veste, contactați pe cineva și sunteți puși în apus și în așteptare. Marele preot. Soarele. Parcă se mai dărâmă un turnuleț tocmai pentru a o lua de la zero. Unii parcă finalizați ceva, doar că nu-i de tot. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru miercuri. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă și stați aproape că în curând avem și previziunile pentru luna plină din Săgetător, despre care am vorbit deja în previziunile pentru această săptămână, atât în partea generală gratuită, cât și în partea bonus. Vă îmbrățișez cu drag, o zi de miercuri cât mai frumoasă vă doresc!